De luni 26 noiembrie a devenit activă aplicația mobilă de pe telefon pentru sesizarea primăriei Roman despre ceea ce se întâmplă în diferite zone ale Romanului, aceasta putând fi descărcată și utilizată de toți cei care dețin un dispozitiv inteligent cu sistem de operare Android sau iOS. Aplicația de semnalare a problemelor din oraș se numește Pentru Roman, dar ea poate fi identificată în magazinul de aplicații și prin căutarea cuvintelor Primăria Municipiului Roman. V-am spus mereu că îmi doresc să comunic cât mai des cu locuitorii din Municipiul Roman, să avem o cale de dialog cât mai deschisă și cât mai facilă pentru fiecare dintre noi. Așadar, vă pot anunța că începând de astăzi este disponibilă aplicația care vă permite dumneavoastră cetățenilor Municipiului Roman să transmiteți sesizările dumneavoastră către Primăria Municipiului Roman. Această aplicație este disponibilă în ambele platforme, atât pe platforma Android, în Google Play, cât și în iOS, în Apple Store. Și fiecare dintre dumneavoastră veți putea descărca gratuit această aplicație. Aplicația se numește Pentru Roman, dar o puteți găsi foarte ușor dacă dați ca și cuvânt de căutare Primăria Municipiului Roman. Va apare prima în magazin ca și opțiune de instalare. Noi o avem de circa 10 zile în primărie și cu colegii noștri am făcut mai multe teste pentru a vedea care sunt sincopele acum la lansare. Ca orice lucru nou este perfectibil, o parte dintre probleme le-am rezolvat noi prin ceea ce am constatat. Sunt convins că vor mai apărea lucruri noi care vor veni și de la dumneavoastră. De aceea chiar vă rog să ne trimiteți toate propunerile de îmbunătățire a acestei aplicații, tocmai pentru a o îmbunătăți. Avem persoane responsabile din primărie pe diferitele categorii de sesizări care se pot face. Primul pas este descărcarea acestei aplicații, așa cum vă spuneam, o găsiți foarte ușor scriind Primăria Municipiului Roman. Ulterior să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a acestei aplicații. Vă este necesară o adresă de e-mail, pentru că pe această adresă de e-mail veți primi notificările la sesizările dumneavoastră, sau de asemenea din aplicație aveți o rubrică cu sesizările dumneavoastră și puteți să vedeți stadiul acestora, dacă au fost preluate și dacă au fost rezolvate. Primarul a făcut o demonstrație în fața jurnaliștilor despre modul în care aplicația poate fi utilizată de către cetățeni. Există și posibilitatea de a indica locația problemei semnalate, fie având accesul la locație deschis din telefon și dând locația în care vă aflați, fie dacă nu, introducând adresa de referință și salvând-o și trimițând-o către Primăria Municipiului Roman. De asemenea, puteți vedea și toate sesizările care sunt active pe hartă. Și iarăși, ca și element de comunicare, veți găsi și un buletin informativ care vă permite un acces rapid la informațiile pe care Primăria Municipiului Roman dorește să le transmită către cetățeni. Așa cum vă spuneam, chiar vă rog ca în cazul în care sesizați sincope în funcționare sau dacă aveți propuneri de îmbunătățire a acestei aplicații, să ne comunicați acest lucru și noi la rândul nostru să vorbim cu dezvoltatorul pentru a o îmbunătăți. Aplicația va funcționa tot timpul, inclusiv sâmbăta și duminica, sesizările fiind dirijate automat de către serviciile din primărie, care vor interveni în funcție de urgența problemei ce trebuie rezolvată. Sesizare nouă, da? Prima dată alegem tipul sesizării și aici avem mai multe câmpuri: parcări neregulamentare, spații verzi, parcuri, mobilier urban, locuri de joacă,
străzi, alei, trotuare, parcări, taxe și impozite, salubrizare, iluminat public, tulburarea liniștii și ordinii publice, construcții, lucrări neautorizate, situații de urgență și altele. Practic, acestea sunt câmpurile pe care noi le avem și hai să încercăm cu, să spunem, un coș de gunoi. Mergeți la dumneavoastră, da? Ok, mă bucur. Așa, spunem... Da? Încercat conectarea la rețeaua gratuită de aici. Am înțeles. Coș, da. Coș de gunoi rupt, să spunem. Dăm locația. Roman Mușat, numărul 33. Dăm căutare. Și deja ne-a apărut. Dăm salvare a locației, coordonate salvate. Dacă vrem, adăugăm și poză. Putem să facem poză cu camera. Ia să vedem. Asta merge la cineva de la serviciu. Exact. Încărcăm. Asta ajung toate la poliția locală sau merg pe serviciile? Nu. În fiecare, în funcție de area de competență, va ajunge la responsabil de serviciu. Unele ajung la poliția locală, altele la serviciu pentru situații de urgență, altele ajung la direcția pentru servicii edilitare și tot așa. Indiferent de termen, se pune un răspuns. Obligatoriu se pune răspuns. Și în weekend? Și în weekend. În weekend, dar în weekend doar în funcție de cele care prezintă risc, da? Și se intervine inclusiv în weekend. Sesizare salvată, aceasta înseamnă că a fost trimisă către punciuri ferice. Da, situațiile care apar. Și deja mi-a apărut și în aplicație. Deci, eu cred, din punctul meu de vedere, că e o aplicație destul de la îndemâna fiecăruia, tocmai pentru a avea o posibilitate de a comunica orice problemă care apare în municipiul român. Aplicația este dezvoltată de o firmă specializată în domeniu, care a oferit servicii similare și altor localități precum Deva, Cluj-Napoca sau Primăria Sectorului 3 București. Softul aplicației pentru Roman a fost testat în ultimele 10 zile de către membrii echipei din Primăria Municipiului Roman, însă cetățenii care constată că există deficiențe pot comunica administrației locale acest lucru pentru a perfecționa comunicarea cu autoritățile și pentru ca problemele semnalate să fie rezolvate în cel mai scurt timp. Aplicația permite informarea în timp real a cetățenilor cu privire la subiecte de interes public, dar și la eventuale alerte ce țin de restricționarea traficului din cauza unor lucrări, de avertizările meteorologilor sau orice alt lucru ce ține de siguranța cetățenilor. În aceeași măsură, aplicația permite apelarea directă a dispeceratului poliției locale la numărul gratuit 0233 984.